Domnule Horațiu, iată-vă și pe fotoliul de președinte al AJF Dolj. Au trecut aproape două săptămâni de când sunteți instalat aici. Cum ați găsit fotbalul doljan? Nu pot să spun că m-a surprins într-un fel, pentru că eram conectat la fotbalul doljan de multă vreme, ca să spun așa. Bine, nu de foarte multă vreme, dar oricât. Sunt câțiva ani buni. Dacă ar fi să ne întoarcem în timp, cam în 2005-2006, cu acea excepție de un an, 2008-2009, cât am fost plecat în județul Argeș, am fost conectat la fotbalul doljan. Am fost la Armata Craiova, ulterior la Bârca, la Podari, la Ișalnița, deci am fost conectat în permanență la fotbalul nostru județean și ulterior, în ultimii 2 ani, aici, în cadrul AJF Dolj, pe diferite funcții sau pe diverse sisteme de colaborare. Ați început cu o pauză, să zicem așa, iată, Liga 4 a Dolj și nu mai au cerut o amânare. De fapt, imediat după alegerii care au fost sâmbătă 26 noiembrie, duminică 26, am reușit să urmăresc câte o repriză din 3 meciuri, ca să spun așa, unul de campionat și două de cupă. Deci m-am mișcat în duminica aceea ca să văd pe teren live ceea ce se întâmplă. După care a venit acea mică zăpadă care pe unii a speriat și primind foarte multe telefoane de la echipele din județ, am căutat să procedez în mod democratic și în data de marți 29 am emis o notă telefonică sub formă de fax sau mail prin care am înștiințat toate echipele care mai erau angrenate în competiție, respectiv echipele de juniori, echipele de Liga 4 și 3 serii din Liga 5, deoarece două serii terminaseră, având echipe mai puține. Iar noi, în zilele așa zise libere pentru ceilalți, miercuri 30, joi 1, vineri 2, sâmbătă 3, am fost la datorie, am primit răspunsurile de la majoritatea echipelor și cum, cu excepția 2-3 cazuri scris vorbesc, pentru că vorbele sunt vorbe, scrisul rămâne, 2-3 excepții scrise și încă 2-3 telefonice care și-ar fi dorit să continue care au terenuri mai bune, ca să spun așa, în rest, majoritatea echipelor, și când spun majoritatea, înseamnă peste 30 de răspunsuri scrise și peste 15 telefonice, și-au manifestat dorința ca acest campionat, această parte a campionatului din sezonul toamnă și început de iarnă să termine începând cu 1 decembrie, considerând că nu mai este nici timpul și vremea favorabilă și nici starea suprafețelor de joc, mai ales cele din sudul și sud-vestul județului, adică cele aferente văii Dunării, unde știți că ceața e mai deasă, înghețul este mai puternic, nu mai corespund din toate punctele de vedere pentru practicarea jocului în condiții de siguranță pentru jucători. Vă prinde bine totuși pauza, aveți timp să vă puneți la punct cu ce înseamnă documentația AJF Dolj? Nu cred că eram străin de această documentație, pentru că eu am colaborat și nu numai cu AJF Dolj, și cu alte AJF-uri în ultima perioadă. Eram la curent și ce înseamnă relația AJF-FRF. Ca să spun așa, toți cei care au fost în vechile funcții am decis împreună cu noul comitet executiv, care de fapt jumătate era vechiul comitet executiv, așa au hotărât masele, alegătorii, așa am continuat. Am hotărât că nu este bine să facem schimbări radicale peste noapte și am hotărât să continuăm exact în aceeași formulă cu toată persoana, cu toate persoanele care erau angrenate. Asta nu înseamnă că pe parcurs sita nu va cerne și poate unele din acele persoane după diverise, nu mai apărat funcții, colaboratori, poate nu vor reuși să țină pas cu exigențele care ni le-am propus noi. De asemenea, poarta este deschisă pentru oricine care a avut legătură cu fotbalul în ultimii ani, și când spun ultimii ani, nu spun numai ultimii 2-3-50 ani, ci a avut contact cu fotbalul sub diferite forme, jucător, antrenor, arbitru, observator, deoarece, după cum bine știți, la nivelul județean, acest sport, care este sportul rege, majoritatea îl facem și din pasiune, nu neapărat pentru vreo satisfacție materială și financiară. Mulți le facem și numai pentru plăcere și pentru satisfacție morală. Ce părere aveți acum după alegeri? Cum s-au desfășurat? Vă așteptați să învingeți așa la cele 4 voturi diferență?
A fost greu, a fost ușor? De fapt, dacă nu aș fi crezut în șansa mea, nu m-aș fi înscris în această luptă. A fost și greu, a fost și frumos. Ce pot să spun? Acum, din postura învingătorului, eu spun numai atât. Onoare învinșilor, glorie învingătorilor. Vechiul dicton, ca să spun așa. Eu mi-am anunțat aceste intenții încă din primăvară-vară de a candida, de a-mi încerca norocul, ca să spun așa, și șansa și pe această funcție, deoarece în trecutul meu, ca să spun așa, am activat pe diverse funcții, și ca arbitru, și ca virgulă conducător de echipă, și ca președinte sau membru la comisii, deci am îndeplinit fel de fel de funcții, iar cu această nouă însărcinare pe care alegătorii doljenii mi-au oferit șansa să o ocup, trec într-un capitol nou, pentru că am fost conducător de echipă de Liga 3, am fost conducător de echipă de Liga 2, am fost conducător de echipă de juniori, mai am fotbal, de fotbal în sală am fost o perioadă scurtă în anul 2009. Deci mai am două capitole, cred, fotbalul pe plajă și fotbalul feminin, ca să îmi completez CV-ul. În această perioadă eu am avut o strategie și un plan de bătaie, ca să spun așa, bine pus la punct, inspirat, acum pot să dau și sursele, fiind la origini, cu toată lumea știe, militar de carieră, din arta războiului al lui Sun Tzu, de fapt n-a fost un război, dar acum glumim. La început am plecat singur la acest drum, pe traseu mi s-au, după ce mi-am manifestat intențiile, mi s-au alăturat și alte persoane, iar încet, încet, ca să spun așa, echipa s-a format. Echipa care de fapt nu e echipă, susținătorii, care unii dintre ei au făcut-o din pură inițiativă și din pură plăcere sau numai din faptul că mă cunoșteau și știau ce pot să fac. Eu zic că totuși față de ce era înainte obișnuit, nu numai fotbalul doljean, fotbalul în România, că așa suntem noi, balcanici, a fost totuși o campanie mult mai liniștită față de cele precedente, a fost mult mai decentă, ceea ce s-a și recunoscut la sfârșitul alegerilor, după cum ați văzut, am vorbit cu, nici nu le spun adversarii, le spun competitorii cu care am participat la această competiție, că până la urmă e o competiție, un concurs. Am făcut și poze împreună și în discursul care l-am avut imediat după alegeri am afirmat și eu susțin ceea ce afirm, că poarta e deschisă să colaborăm cât mai bine pentru fotbal, pentru că până la urmă și dânsii și noi tot asta dorim. Că aceste căi sau metode pe care fiecare le are pentru îmbunătățirea imaginii fotbalului doljean sunt diferite, dar până la urmă tot acolo converg. Din nefericire, suntem într-o perioadă dificilă pentru fotbalul românesc. Și asta nu vreau să spun neapărat că implică vina unor persoane. Aici și sistemul nostru, neconcordanțe între legea sportului, care este destul de învechită, legea sportului 69/2000, precum și legea asociațiilor și fundațiilor, care este 26/2000, deci din 2000 sunt 16 ani, uitați, la anul se fac 17 ani peste o lună, de când nu s-a mai umblat la aceste legi și, din nefericire, ceea ce scrie în legea sportului începe să nu mai convergă, să fie convergent cu ceea ce este în legile finanțelor publice și în partea juridică. Și dacă nu se va face cât de curând o conexiune între aceste trei capitole, sport, financiar și juridic, nu știu ce șanse are sportul românesc, aici nu mă refer numai la fotbal, ci și la alte domenii ale sportului, ca să evoluăm favorabil. Vedeți și noastră ce s-a întâmplat cu Olimpiada astă vară și cu sportivii care au fost recompensați deloc sau mult mai târziu, tocmai din cauza unei lipse, unei legislații adecvate. Cu ce veniți nou la AJF Duj? Cu ce vreți să îmbunătățiți fotbalul autohton? Fotbalul autohton trebuie să-l transformăm și trebuie să-l transformăm, ca să spun așa, nu brusc și direct, să continuăm tot ceea ce s-a făcut bine și bun până acum, și sunt destule lucruri care s-au făcut așa, să le îmbunătățim pe cele care nu
au fost făcute sau nu s-au putut face așa cum trebuie și să venim cu idei noi. În platforma mea program, care a fost făcută publică, am spus acolo multe lucruri. Toate aceste lucruri eu nu pot să le fac nici de unul singur, nici cu Comitetul Executiv, nici măcar cu Adunarea Generală, ci împreună cu toate echipele și nu numai cu echipele, că sunt asociații sau cluburi, dar și cu factorii de răspundere și care conduc localitățile unde evoluează aceste cluburi, deoarece majoritatea asociațiilor din județ sunt încă dependente nu de factorul privat, ci de factorul public, respectiv de consiliile locale. Sunt multe pe care trebuie făcute și timpul ne presează, pentru că noi ne-am apucat de lucru imediat. Deci primul comitet executiv l-am avut chiar luni 28 noiembrie, în care am stabilit niște reguli noi de lucru, am trasat sarcini pentru fiecare în parte și ne dorim ca această lună decembrie și nu mai mult decât această lună decembrie, care ne-a oferit și această pauză, cum a spus și dumneavoastră, prin voia echipelor, să fie de studiu, de analize și de întocmirea unui plan de bătaie pe termen scurt, și când spun termen scurt mă refer la lunile ianuarie și februarie, care trebuie să fie foarte bine pregătite în vederea pregătirii sezonului de primăvară-vară, care începând cu 1 martie e clar că va debuta, acum în funcție de ce vrea Dumnezeu și vremea să ne ofere, pentru că ăștia sunt terenurile noastre, putem să începem și la sfârșitul lunii februarie, dar la fel de bine putem să începem și pe 10, 15, 20 martie încolo, funcție de cum ne va permite starea vremii. Bineînțeles, putem să ne întindem, nu ne oprește nimeni până la sfârșitul lui iunie, pentru că știți că anul convențional se termină pe 30 iunie, deci avem perioadă în care să pregătim această a doua parte a sezonului și, bineînțeles, toate proiectele și toate planurile noastre vom căuta să le implementăm 100% începând cu 1 iulie 2017, în momentul în care nu vom mai avea nicio scuză dacă nu vom reuși să facem ceea ce ne-am propus. Sunt multe de spus, sunt multe de făcut, timpul este scurt, dar e clar că începând cu sezonul viitor vrem să mărim și numărul de echipe, dar să lucrăm nu numai la cantitate, ci să lucrăm și la calitate. Vrem să dezvoltăm și alte competiții și în special pentru sectorul juvenil și la fel de bine, dacă acum în lunile ianuarie și februarie ne-am propus să organizăm turnee de fotbal în sală în diverse localități ale județului Dolj, care oferă condiții și au săli de sport precum Calafat, Băilești, Segarcea, Dăbuleni, Filiaș, Ișalnița, precum și Craiova, să încercăm ca din vară să organizăm eventual și un astfel de campionat, cum era acum 7, 8, 10, 12 ani. Vorbim de echipe, iată o nouă echipă și conducere. Florin Spânu, vicepreședinte, cu care ați mai colaborat și sunteți bun prieten, dar și alți... Deci, pentru mine nu era nici un candidat care a participat la aceste alegeri, persoană necunoscută, chiar dacă el candida din așa zisă tabăra mea sau din tabăra cealaltă, eu vreau să spun că nu au fost două tabere, au fost persoane care au participat și toate persoanele care au participat veneau din lumea fotbalului și aveau experiență destulă în spate. Că s-a întâmplat și cei care au fost aleși au fost aleși, cei care au fost în apropierea mea, ne oferă nu o șansă ca să putem să trecem toate proiectele mult mai ușor prin Comitetul Executiv, ne oferă o obligație mai mare, pentru că lumea are multe așteptări de la noi și în momentul de față chiar orice nerealizare a noastră va fi pusă numai în seama noastră. Lumea are nu numai aceste așteptări de la noi, dar și și-a pus speranțe că vom face ceva nou și nu va aștepta 4 ani ca să vadă aceste realizări. Ele trebuie să vadă, v-am spus, cel târziu începând nu cu luna martie când începe campionatul și chiar cu ianuarie, februarie când vom debuta cu aceste turnee de fotbal în sală pe care multe echipe și-au anunțat intenția să le onoreze. Ce să vă spun altceva? Deci din această echipă, și o reamintesc aici, Florin Spânu mă cunosc de atâția ani de zile, am colaborat foarte bine din postura de
președinți la diverse echipe. El este președinte la divizionarea de Liga 3 a CSU Filiaș, care a avut un parcurs remarcabil în acest tur de campionat și felicit pe această cale. La fel, reprezentantul cluburilor de Liga 4, domnul Dumitru Firu, este un vechi colaborator de-al meu, care mai puțin perioada din Pitești a colaborat cu mine la echipele la care am fost, inclusiv o perioadă la fosta CSVM Craiova, respectiv Metropolitan Ișalnița. Pentru Liga 5, Florin Duinea, ne-am cunoscut din postura de eu conducător de club pe vremuri la Armata și el arbitru de fotbal, deci ne cunoaștem destul de bine, ca să mai și glumesc, suntem născuți în aceeași localitate, în Băilești. Domnul Ilie Dumitrașcu este liantul, ca să spun eu așa, al acestor generații, deoarece dânsul a fost în acest comitet executiv încă după vremea domnului profesor Ținea cu domnul Mărin Nițu, continuând pe vremea lui domnul Neagoie cu domnul Pătrașcu și ulterior și în timpul mandatului lui domnul Osiviu Bogdan. Deci a reușit să reziste la toate stăpânirile, ca să spun așa. Iar Mircea Papa nu este o noutate, după cum îl știți, activează de atâta timp în sectorul copiilor și juniorilor. Cel de-a șaptelea membru al comitetului executiv, singurul neales, ci numit, este Maria Nezaru, care am hotărât că este bine să-și continue munca pe care a adus-o până acum, cu să-și stabilească din nou echipa de colaboratori pentru Comisia Județeană de Arbitri și să aducă îmbunătățiri la ceea ce a fost până acum, să coopteze noi arbitri, noi tineri pentru a practica această meserie, să îmbunătățim calitatea, pentru că am apreciat și faptul că județul Dolj a avut numai pe criterii sportive și meritorii doi arbitri de Liga a 3-a, promovați în Liga a 3-a, respectiv Ilinca Cristian și Barbu Pompiliu, și o arbitră tot promovată pe Liga a 3-a, tot pe merite sportive, Constantinescu Daniela, toți trei arbitri asistenți, și aceste trei promovări încă o dată, nu pe alte programe, tinere talente sau alte programe adiacente pentru județe defavorizate, deci toți cei trei arbitri au promovat meritos, ca să spun așa, în elita fotbalului național. Și eu vă mulțumesc.